Sunt Ștefana și urmăriți The Pretty Blossoms. Acum ceva vreme am primit un tag de la Alina, justanangel.net, oricum voi trece linkul și în descriere, și acesta se numește Păcatele Mortale ale Frumuseții. Și știu că sună foarte ciudat, dar vă asigur că e un tag foarte interesant și chiar îmi face plăcere să-l fac acum. Cine mă deranjează? Scăiete de bună la fete? Întrebarea numărul 1. Lăcomie. Care este cel mai ieftin produs al tău și care este cel mai scump? Cele mai ieftine cred că sunt aceste creioane de buze de la Sephora. La preț întreg ele nu sunt foarte ieftine, dar eu când le cumpăr, de obicei le cumpăr la ofertă, când au reducerile de vară. A fost, cred că, 5 lei sau cam pe acolo, sper să nu mă înșel, dar când le-am luat eu acum ceva timp, așa țin minte. Și sunt două creioane simple de buze. Unul este alb, pe care de obicei îl folosesc la ochi, și unul este nude. Iar cel mai scump produs cred că ar fi paletele Naked. Eu nu mai țin minte exact cât am dat, pentru că le-am cumpărat de pe două site-uri diferite. La noi nu știu cu cât se aduc, când se aduc, că se întâmplă destul de rar chestia asta. Dar cred că sunt undeva pe la 200 și ceva de lei, dacă nu mă înșel, cam așa ceva. Întrebarea numărul 2, manie. Care este produsul cu care te afli într-o relație de iubire-ură și care este produsul care a fost cel mai greu de găsit? Legat de relația iubire-ură, cred că acest creion de sprâncină de la Bourjois mi se pare câteodată un creion bun, câteodată un creion prost, nu știu, câteodată se întinde mai bine și arată natural pe ten și se așează cum trebuie și altădată parcă arată foarte nenatural. Evident că sunt conștientă că acest lucru este determinat și de felul în care îl aplic eu și pentru că și câteodată mi este lene să-l ascult. Uite, de exemplu și acum când am încercat să-i fac swatch, s-a simțit foarte rigid așa și aluneca foarte greu pe piele și mi-a tras un pic de piele în timp ce încercam să trag o dungă. Deci la asta mă refer, este foarte tare mina și câteodată mă chinui să conturez sprâncenele cum aș dori eu. Și la produsul cel mai greu de găsit am două, de fapt, n-am putut să aleg între ele. Unul ar fi fondul de ten de la Chanel, Vita Lumiere Aqua. Nu, produsul în sine a fost greu de găsit pentru că se găsește și la noi Sephora, dar nuanța. Nuanța aceasta este BR20 și nu este nuanța mea, tocmai pentru că pe a mea nu am găsit-o efectiv. Nuanța mea, care mi se potrivește perfect dintre toate fondurile de ten încercate vreodată în viața asta, B20 este cea care mi se potrivește absolut perfect. Și în culmea, nuanța B20, care mie mi se potrivește extrem de bine, nu este niciodată în stoc, în Sephora la noi. L-am căutat, cred că, când am fost asta vară în concediu în aeroport, nu l-am găsit, l-a căutat o prietenă de a mamei mele în aeroport, nu l-a găsit și până la urmă l-am luat pe cel BR20, care teoretic este aceeași nuanță, doar că aceasta este cu subton rece și se vede o diferență pentru că este ceva mai roz pe tenul meu. Eu am tenul neutru, cum a zis și la ultimul clip, dar când folosesc un fond de ten cu un subton puternic rece, atunci se observă diferența, sau puternic cald. Și da, nu, adică merge și ăsta, dar mergea mult mai bine celălalt și nu s-a găsit. Parcă aș avea o coroniță în jurul capului, nu vi se pare? Și celălalt produs greu de găsit sunt fardurile ColourPop. Dacă mă urmăriți de ceva vreme, v-am povestit despre ele, deci știți. Acestea au fost luate din America de Denisa, când a fost cu Work and Travel. Și apropo, duceți-vă neapărat la ea pe canal, pentru că a început să posteze o serie de filmulețe cu experiența ei acolo și cu ce a văzut și cu fiecare oraș vizitat și mi se par foarte, foarte interesante, mai ales dacă v-ați dori și voi să vizitați America. Asta ca o mică paranteză și da. Deci aceste farduri încă nu ajung la noi în Europa. Shippingul de pe site este doar pentru America, din câte știu eu, sau Canada, ceva de genul ăsta, în zona aia oricum. Așa că am profitat de ocazie când a fost venit acolo și mi-am luat și eu câteva. Merită, mai ales că nu sunt deloc scumpe, dar sunt foarte greu de găsit. Întrebarea numărul 3, poftă. Care este cel mai delicios produs cosmetic? La capitolul ăsta voi alege balsamul de buze de la Sabon. L-am avut și în câteva favorite ale lunii, nu mai țin minte exact care. Și este cu mango și kiwi. Așa că cred că este destul de evident de ce este cel mai delicios produs al meu. Întrebarea numărul 4, lene. Ce produs neglijezi din cauza lenei? Cred că cel mai des ajung să neglijez cleștișorul de gene. O să vă întrebați poate de ce, nu știu, mi se pare ceva important, dar eu având pleapa căzută și ochii orientați în jos, mă ajută foarte mult cleștișorul de gene să combat efectul ăsta, să ridic privirea. Dar câteodată recunosc, mi-e lene să stau mereu să-l iau, pentru că trebuie să ai
grijă oricum când îl folosești, că altfel, nu știu, cel puțin eu am mereu oroarea asta, că o să fiu la un dat neatentă și o să-mi smulg genele sau ceva de genul ăsta, așa că trebuie să fiu calmă când îl folosesc, să nu fiu pe fugă și așa mai departe. Și de multe ori ajung să fiu pe fugă, așa că nu mai apuc să-l folosesc sau mi-e leni. 5. Mândrie. Ce produs îți dă mai multă încredere în tine? Poate va fi o alegere ciudată pentru unele dintre voi, dar la mine cu siguranță blush-ul este, și am aici 15 de blush-uri ca să înțelegeți de ce zic asta, deci și încă mai am, stat să vi le arăt pe toate. Da, deci cam astea ar fi blush-urile mele și un om normal n-ar trebui să aibă atâtea. Dar nu sunt un om normal. Blush-urile îmi dau încredere în mine. Mi se pare că schimbă foarte mult fața mea, îmi schimbă starea de spirit. Și ultima întrebare, invidie. Ce produse ți-ar plăcea să primești cadou? Trebuie să mă gândesc bine aici. Ce am un wishlist? Mi-ar plăcea să încerc burețelul Beauty Blender, cel original. Mi-ar plăcea să mai încerc niște produse de la Colourpop, doar că la noi nu se găsesc, și anume highlighterele, au niște highlightere foarte faine lansate de curând, și blush-urile lor și mai multe farduri, pentru că îmi plac foarte mult cele pe care le am acum. Mi-ar plăcea să mai încerc un ruj lichid de la Too Faced din gama aceea Melted, eu am unul în nuanță nude, dar mi-ar plăcea să încerc și o nuanță mai aprinsă. De ce fac asta? Da, cam atât, mă opresc aici, nu mai vine în minte absolut nimic. Mai departe vreau să trimit acest tag către Camelia de la The Beauty Addict, către Ioana 114 dacă are timp și vrea să-l facă, și Otilia, de la By Otilia. Cam asta a fost pentru astăzi, sper că v-a plăcut acest scurt tag și că vi s-a părut interesant, așa că dacă aveți sugestii pentru mine, le aștept în comentarii, dacă v-a plăcut, thumbs up, ca întotdeauna, vă aștept mesajele în continuare și pe mail, și pe Facebook, și nu uitați să mă votați și în școala de beauty blogging, vă rog eu mult, și cam atât. Vă pup, pa!